Îți dorești ca Biserica noastră să crească? Asta e o întrebare pe care v-aș pune fiecăruia dintre dumneavoastră, indiferent că sunteți membri ai Bisericii noastre sau că ne vizitați. Să răspunzi în dreptul Bisericii din care faci parte. Îți dorești ca Biserica să crească? La ce anume te-ai gândit când ai răspuns? La ce fel de creștere? Să creștem numeric? sau să creștem în maturitate spirituală. Ce fel de creștere crezi că așteaptă Hristos de la biserica sa? Eu cred că ambele aspecte trebuie păstrate împreună. Și dacă o biserică este sănătoasă, trebuie să crească și numeric, și în maturitate spirituală. Să se înmulțească și să se înnoiască în ascultare de Hristos. Dar, cum putem contribui noi la creșterea Bisericii. Care-i responsabilitatea noastră? Iată cuvintele Domnului Isus. Cei ce au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când l-au văzut, i s-au închinat, dar unii s-au îndoit. Apropiindu-se de ei, Isus le-a vorbit și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată. În cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Care e contribuția noastră? faceți ucenici. Faceți ucenici. Duminica trecută am văzut că Matei relatează învierea lui Iisus Hristos din morți. Tocmai ca să infirme zvonul care s-a răspândit printre iudei, înșelăciunea fabricată de conducătorii poporului, cum că trupul lui Iisus a fost furat moartea, noaptea de către ucenicii lui. Și această abordare apologetică, am spus că este contribuția unică a lui Matei, în relatările despre înviere din Noul Testament. El demonstrează că învierea lui Isus este o realitate confruntându-se cu cei care o contestă, confruntându-se cu contestatarii ei. Dacă noi ne analizăm viața, lumina cuvintelor Domnului Isus de astăzi, ultimele cinci versete din Cartea Matei, măsura în care suntem implicați să facem ucenici ai Lui, ne arată măsura în care suntem convinși de realitatea învierii Lui. Pentru că implicarea în facerea de ucenici este răspunsul pe care El îl așteaptă după ce ne-a întâlnit pe fiecare dintre noi. Sau dacă ar fi să o pun în termeni mai pozitivi, poți îndrăzni să mergi pe urmele Lui Iisus, să ajuți pe alții să meargă pe urmele Lui Iisus, pentru că învierea Lui Iisus este o realitate. Și El îți promite că te va însoți în toate zilele când îți dorești să faci acest lucru. Acum, contextul Marii Trimiteri este reprezentat de închinare și îndoială împreună. Închinare și îndoială. 15 ucenici au mers în Galileea, la muntele unde le poruncise Isus să meargă. Când l-au văzut, i s-au închinat. Dar unii s-au îndoit. În primul rând, aș vrea să vorbesc despre închinarea lor. Închinarea celor 11 ucenici înaintea lui Isus este una din dovezile puternice ale învierii lui. Pentru că evreii ar fi ultimii oameni care s-ar închina înaintea unui bărbat pe care l-au cunoscut în carne și oase. La fel și femeile care au însoțit grupul ucenicilor. La fel și fratele lui Iacov, care a devenit unul din liderii bisericii de la Ierusalim. Așadar, închinarea lor reprezintă un argument puternic că Iisus este cine a spus că este Fiul lui Dumnezeu și că El a înviat din morți. Dar versetul 17 adaugă îndoiala lângă închinare. Dacă îl comparăm pe Matei cu celelalte evanghelii și cu faptele apostolilor, înțelegem că suntem undeva pe la sfârșitul celor 40 de zile pe care Iisus le-a petrecut și s-a arătat în mod repetat ucenicilor săi după, după înviere. Ce înseamnă asta? Că i-a văzut deja pe cei 10 strânși în seara învierii. Că a venit special pentru Toma, că l-a întâlnit pe Petru, că... Majoritatea întâlnirilor, arătărilor lui de după înviere au avut loc până la acest moment. Și cu toate astea s-au îndoit. Despre ce fel de îndoială este vorba? Matei este singurul autor al Noului Testament care folosește acest termen și îl folosește de două ori. Prima dată apare atunci când Petru umblă pe ape și este plin de frică. Coboară din barcă și începe să se scufunde. Și Domnul Iisus îl întâmpină cu aceste cuvinte. Puțin credinciosule, de ce? De ce te-ai îndoit? Și atunci, ucenicii au știut că Iisus este în fața lor. L-au recunoscut, umblând pe ape. L-au recunoscut. Dar lucrurile pe care ei le treau în ambele episoade erau mult dincolo de capacitatea noastră de a înțelege lucrurile. Cum adică să umbli pe ape? Puneți-vă în locul lui Petru. Credeți că era la fel de relaxat cum traversăm noi strada? Mergea cu mâna în buzunar pe ape? Cum adică să vezi pe cineva în via din morți? Crezi că l-ai primit la fel de natural ca atunci când întâmpini un membru al familiei că se întoarce acasă seara, credeți că trăirile lor erau din aceeași categorie? Normal că s-au îndoit. Normal că au ezitat. Dar cuvântul pe care Matei îl folosește este despre îndoială, dar o îndoială care are de-a face cu nesiguranța, cu incertitudinea, cu șovăiala, cu ezitarea, toți ne-am dorit să umblăm la porunca lui Sus pe apă. Toți ne-am dori să vedem un om înviat din morți. Dar nu te întâlnești în fiecare zi cu Fiul lui Dumnezeu? El era pentru prima dată pe pământ, în trupul înviat. Nimeni n-a mai văzut așa ceva pe pământul nostru. Nimeni. Era prototipul noii creații. Și ezitarea lor era similară cu uimirea pe care o întâlnim noi sau o trăim noi când ni se împlinesc visele. Când îți vezi mireasa cât vine pe altar, spre altar, când îți prima dată copilul în brațe și reușești să-l adormi, fără mult scandal, când îți spune medicul că ești vindecat, Îți dorești toate astea. Dar învierea lui Iisus Hristos este mai mult decât toate astea puse, puse împreună, mai mult decât toate astea la un loc. A fost foarte normal că erau nesiguri, că au ezitat văzându-l. La fel de confuz ar fi fost oricare dintre noi dacă ar fi fost acolo pe munte în Galileea. Era același Isus, familiar, pe care l-a urmat timp de trei ani și ceva, dar în același timp ceva era cu totul nou, de neînțeles, de nepătruns. Era prea mult într-un timp atât de scurt. Acum, vorbirea Domnului Iisus are un singur scop și are trei părți. Și scopul e că după ce ne-a convins pe ei și pe noi de realitatea învierii, să ne focalizeze pe misiunea bisericii. Dar... Înainte de asta ne declară autoritatea Lui și ne promite că va fi cu noi în toate zile, până la sfârșitul veacului. Mare încurajare când privim la ce ne spune Domnul Isus, e că misiunea bisericii se bazează pe autoritatea Lui și pe prezența Lui în mijlocul nostru. Nu pe ce știm noi să facem, nu pe inteligența noastră, nu pe puterea noastră, pe autoritatea Lui. Și pe prezența lui, în mijlocul nostru. Apropiindu-se de ei, le-a vorbit și le-a zis: Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Dar aș vrea să pun o primă întrebare. Cum a primit Isus puterea sau autoritatea? Cum a primit-o? Domnul Isus împrumută limbajul din Daniel 7. Ca să ne descrie autoritatea, puterea pe care el a primit-o. Autoritatea deasupra tuturor lucrurilor, de a uni toate lucrurile din cer și pe pământ, sub stăpânirea lui. Iată ce ne spune Daniel în capitolul 7, începând cu versetul 13. Am uitat în timpul vedenilor mele de noapte, și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. A înaintat spre cel îmbătrânit de zile și a fost adus înaintea lui. I s-a dat stăpânire, slavă și putere împărătească, ca să-i slujească toate popoarele, neamurile și oameni de toate limbile. Stăpânirea lui este o stăpânire veșnică și nu va trece nici de cum. Și împărăția lui nu va fi nimicită nici de cum, niciodată. De dragul acelei împărății veșnice, Domnul Iisus a respins o împărăție trecătoare. De dragul acelei autorități absolute, în cer și pe pământ. Domnul Iisus a respins autoritatea pe care diavolul i-a oferit-o asupra pământului. Vă ce aminte de capitolul 4, când diavolul l-a ispitit în pustie? Diavolul l-a dus din nou pe un foarte înalt, la fel ca prin Galileea. I-a arătat toate împărățiile lumii și toată slava lor și a zis, pe toate acestea, ți le voi da ție, dacă te vei închina până la pământ, înaintea mea. Dar, de pe muntele din Galileea, Domnul Iisus declară că a primit o autoritate mult, mult mai mare decât i-a oferit diavolul în pustie. E autoritatea pe care el a primit-o în urma morții, în urma învierii lui. După ce a ascultat de tatăl, până la moarte, și încă moarte de cruce. Și în baza acestei autorități, Isus ne vorbește. În baza acestei autorități, Isus ne cheamă pe urmele Lui. Și în baza acestei autorități, Isus ne trimite în mijlocul oamenilor. Nimeni nu a slujit mai mult decât El. Nimeni nu s-a smerit mai mult decât El. Nimeni nu l-a ascultat pe Dumnezeu mai mult decât Isus și nimeni n-a suferit mai mult decât El. Așa că nimeni nu merită o autoritate mai mare decât a Lui. De aceea ne spune Pavel, și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi, a celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl Că Isus Hristos este Domnul. Aș vrea să pun o a doua întrebare. Cum și-a folosit Isus autoritatea? Cum își folosește Isus autoritatea? Lucrul simplu pe care o să fac. E să iau toate textele din Evanghelia după Matei, în care apare autoritatea, în care Matei ne vorbește în mod explicit despre autoritatea Domnului Iisus. Și cred că o să ne conturăm o imagine destul de bună a modului în care Domnul Iisus și-a folosit autoritatea. Prima dată îl vedem pe Domnul Iisus, fiindu-i recunoscută autoritatea de către cei care l-au auzit rostind predica de pe munte. Și-a folosit autoritatea ca să ne învețe cum este viața în împărăția cerurilor să ne ajute să o înțelegem, să ne dorim să fim parte acestei împărății. Și-a folosit autoritatea ca să-i vindece pe cei bolnavi. Și centurionul roman recunoaște și de asta vine la el, pentru că ai o autoritate mai mare decât mine. Spune un -mi cuvânt și suficient. Și-a fol și folosit autoritatea ca să ierte păcatele ceea ce numai Dumnezeu poate face. Și-a folosit autoritatea ca să o împartă cu ucenicii, să îi împuternicească în lupta cu duhurile necurate. Și când a ajuns în Ierusalim și-a folosit autoritatea ca să curățească templul, să ne elibereze de ritualurile omenești inutile, de liderii religioși falși, care erau străini de Dumnezeu, și nu în ultimul rând, în ultimul capitol, își folosește autoritatea ca să ne trimită în lume, să ne împuternicească în împlinirea misiunii de a face ucenici. Modul în care Domnul Isus își folosește autoritatea e uimitor și cred că este de dorit pentru fiecare dintre noi. Și vreau să citesc felul în care Mark Dever rezumă modul în care Domnul Isus își folosește autoritatea. Dacă încă nu v-ați închis lista cărților de vacanță sau de vară, vă recomand cu drag să citiți Cartea Ucenicizare a lui Mark Dever, una din cele mai bune cărți și cel mai concise despre ucenicizare. Autoritatea sănătoasă, spune el, îi binecuvintează pe cei care se află sub ea, îi hrănește. Oamenii vor gravita către autoritatea bună și sănătoasă, care se cheltuie pe sine în beneficiul celor care se află în grija ei și nu se folosește de ei spre binele propriu. Uite te la felul în care o familie prosperă atunci când are părinți buni sau la felul în care o echipă evoluează sub comanda unui antrenor bun. Ei bine, Isus e cel mai bun învățător, cel mai bun antrenor când e vorba să facem ucenici și El ne cheamă sub autoritatea Lui. Și El trasează misiunea bisericii. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Acum, în textul grecesc avem un singur imperativ, o singură poruncă. Faceți ucenici. Celelalte sunt participii al acestui verb. Și descriu modul, aspecte diferite, a ce înseamnă să facem ucenici. Duceți-vă sau ducându-vă, botezându-i și învățându-i. Și prin faptul că sunt legate de această poruncă, cred că și ele devin sau capătă un caracter imperativ. Acum, discuțiile teologice sunt imense pe baza acestui verset. Și unii spun în felul următor, trebuie să facem un singur lucru, să ne mulțim, să facem ucenici acolo unde suntem. Alții zic, nu, trebuie să lăsăm totul și să mergem în celălalt capăt de lume ca să facem ucenici. De exemplu, cum a făcut Ada Vultur. A plecat dintre noi, s-a dus în Madagascar ca să traducă, să, să ajute, să contribuie la traducerea Bibliei pentru cei din Madagascar. Acum, ce ne cere Domnul de fapt? Ne cere tuturor să facem exact același lucru? Același lucru toți? Să -o, o întrebare pe care o consider și mai importantă. Vorbim despre o misiune individuală sau comunitară? Și care e legătura dintre cele două? Dintre aspectul individual? și dintre aspectul comunitar. Cum ne ajută celelalte trimiteri, din celelalte evanghelii, din Cartea Faptele Apostolilor, ca să avem un întreg coerent și o perspectivă echilibrată asupra misiunii? În primul rând, nu cred că putem citi aceste versete, nu putem citi Evanghelia după Matei sau oricare Evanghelie și apoi noi o să ne vedem liniștiți de viața noastră și să așteptăm ca Dumnezeu să trimită stele pe cer. Ca să-i facă pe oameni de la capătul Pământului să vină ca și magii la Ierusalim, să vină în dreptul nostru, să ne spună ce au ei de făcut și cine este Isus. Nu, noi trebuie să mergem. Noi trebuie să fim sarea Pământului, lumina lumii, în orice loc în care suntem. Și duceți-vă. Începe cu dorința noastră, preocuparea noastră de a face ucenici acolo unde suntem. Exact, acum. Înainte să visăm la ucenici pe toate celelalte continente, trebuie să visăm la ucenici în Cluj. Așadar, cum îi ajuți în mod practic? Nu cum ai vrea, ci cum îi ajuți pe cei din casa ta să-L descopere mai bine pe Iisus. Cine sunt oamenii din biserica noastră pe care îi ajuți să-L urmeze mai bine pe Isus. Când te întâlnești cu prietenii tăi, care sunt subiectele favorite de discuție? Ce nu lipsește niciodată? Care sunt oamenii pe care ți-ai propus în mod intenționat să-i duci mai aproape de Hristos? Care este urma pe care ți-ai propus să o lași în viața celor care te cunosc? Ce să știe ei despre tine? când tu nu o să mai fii. Când ai spus ultima dată Evanghelia unui om care știi că nu crede în Isus Hristos. Hai să privim puțin mai atent la misiunea pe care Domnul Isus ne-o încredințează. Faceți ucenici. Dar ce este un ucenic? Ce este un ucenic al lui Isus? Aș formula răspunsul la această întrebare, începând de acolo de unde încep planurile lui Dumnezeu și de acolo unde încep problemele noastre, din geneza, de la dorința lui Dumnezeu. Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Acesta este începutul poveștii lui Dumnezeu despre Sine, despre dorința Lui, despre caracterul Lui. Despre voia lui pentru fiecare dintre noi. Am fost creați după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu. De ce? Ca toată veșnicia să trăim în relație cu El, în prezența Lui. Asta e dorința Lui, dorința Lui pentru noi. Dar noi ce-am ales prin păcat? Înstrăinarea de Dumnezeu, răzvrătirea împotriva lui Dumnezeu, neîncrederea în Dumnezeu. Și păcatul lui, tocmai. Ratarea, sabotarea acestei ținte pe care Dumnezeu a trasat-o pentru fiecare dintre noi. Păcatul e cancerul spiritual care desfigurează chipul lui Dumnezeu din noi. Și din momentul în care noi am întors spatele lui Dumnezeu, noi am devenit ucenicii diavolului când ne-am întors spatele lui Dumnezeu. Și putem fi aduși înapoi pe urmele lui Dumnezeu, să fim ucenicii lui. Numai prin Isus Hristos, numai prin soluția pe care El ne-o pune la dispoziție. Și atât e declarația pe care o face în Noul Testament. Isus este chipul Dumnezeului nevăzut. Și noi avem nevoie de El ca să învățăm, să știm ce își dorește Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Și ăsta e drumul pe care ne cheamă Domnul Isus. Acesta e împlinirea dorinței lui Dumnezeu declarată încă din geneza: să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. Ăsta e ucenicul lui Hristos: omul pornit pe urmele lui Isus, înnoit după chipul și asemănarea lui Isus. Dar mai e ceva. Parte din această mare parte din ucenicia noastră e să-i ajutăm pe alții să devină ucenici a lui Hristos și să-l urmeze. Și Biserica are un rol unic în această misiune, dar și un timp limitat ca să ne împlinim misiunea. Pentru că Scriptura ne spune că istoria nu e veșnică pe acest pământ, Hristos va reveni și va pune capăt acestei istorii. Și el va aduce mântuirea celor care l-au urmat și pedeapsa celor care l-au respins. Iată cum o formulează apostolul Ioan. Preubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi asemenea Lui, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este oricine are nădejde aceasta în el, se curățește după cum el este curat. În cuvintele Evangheliei după Matei, un ucenic merge după învățător. Fie că e vorba de cei care l-au urmat în timpul lucrării lui pe pământ, fie că este vorba de noi care îl urmăm, care îl ascultăm astăzi. Așadar, un ucenic este ceva mai mult decât un invitat la întâlnirile bisericii noastre sau la grupul de casă. Mai mult decât un spectator pe online, mai mult decât un participant la un eveniment evanghelistic, este un om care a pornit pe urmele lui Isus. Este noit în această relație după chipul Creatorului. Și misiunea noastră este să creștem în această asemănare cu Hristos și să-i ajutăm pe alții să crească în asemănare cu Hristos. Așa că următoarea poruncă, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, nu poate fi înțeleasă superficial. Nu poate fi. Nu cred că putem lua aceste cuvinte și să le reducem la o simplă formulă pe care o folosesc câțiva dintre noi atunci când îi scufundă pe ceilalți în apa Baptisterului. Nu ci descrie o relație vie pe care toți trebuie să o avem, cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt, pe care numai moartea lui Isus o face posibilă. Dar această poruncă ne arată și răspunsul pe care trebuie să-l primim la inițiativa noastră sau la ascultarea noastră de Hristos. În ce sens? Dacă porunca ar viza numai ce avem noi de făcut, a însemna să avem o ștampilă pe care să o aplicăm noi pe peste cine vrem. Și dacă suntem buni, o aplicăm peste toți oameni, un fel de pistol cu apă. Și botezăm pe toți. Și atunci ce ne-ar trebui, e doar câțiva bă bărbați solizi. Să ia să-i boteze în fiecare duminică pe toți cei care sunt în mijlocul nostru și să ne botezați. Să se ducă și pe stradă și să ia și pe cei de pe trotuar. Dar nu. Asta implică și un răspuns al celor la care ne ducem cu mesajul Evangheliei. Pentru că botezul în numele Tatălui, al Fiului și a Duhului Sfânt marchează și acest angajament personal, afirmat clar, în mod public, că noi intrăm în comunitatea ucenicilor, că noi ne însușim misiunea lui Hristos, că pornim pe urmele Lui, că ne supunem autorității Lui, că suntem într-o nouă relație, într-o nouă realitate marcat în mod definitiv de Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și când suntem cufundați în apă, declarăm că cu tot ce suntem, ne dăm lui Hristos. Îi dăruim lui toată viața care ne-a mai rămas de trăit în trup. O punem în slujba lui. Acum, dacă botezul marchează schimbarea radicală a relației cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, învățarea care urmează în text are de-a face cu creșterea, maturizarea în acea relație cu Sfânta Treime. Și aici este fundamentală relația noastră cu cuvântul lui Dumnezeu, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. Nu suntem chemați să răspândim părerile noastre, care au valoarea sau puterea baloanelor de se când întâlnesc un om, ci mesajul lui Hristos, puterea lui Hristos, Evanghelia lui. În săptămâna aceasta am recitit o parte din ultima carte pe care John Stott a scris-o cu puțin timp, înainte să plece la Domnul, la 88 de ani. A doua recomandare pe care vă fac pentru această vară. Ucenicie radicală. Și m-am bucurat de convingerea pe care el o afirmă la sfârșitul vieții, după o viață de umblare cu Dumnezeu, cu privire la scopul lui Dumnezeu pentru poporul său. Și el spune în felul următor: Dumnezeu vrea ca poporul său să devină asemenea lui Hristos, pentru că asemănarea lui Hristos este voia lui Dumnezeu pentru poporul său. Învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, vizează tocmai creșterea noastră maturizarea noastră în relație cu Hristos. Dacă vrem să ajungem la adevărata maturitate creștină, spune John Stott, avem nevoie mai mult decât orice de o imagine proaspătă și de o imagine adevărată a lui Isus. Pentru că spune el, cu cât îl vedem mai slab pe Isus, cu atât suntem ucenici mai slabi a lui. Cu cât, îl, cu cât îl vedem mai bine, suntem ucenici mai buni. Ucenici mai buni ai lui. Și cu acest scop în minte, noi suntem chemați să citim Scriptura, să discutăm, să împărtășim gândurile noastre, să citim cărți, să ne ajutăm, să ne corectăm unii pe alții, să ne rugăm unii pentru alții. Domnul Iisus, nu interesat să dezbatem părerile Lui și atât, ci interesat să trăim poruncile Lui. Să creștem în ascultare de Cuvântul Lui. E interesat de maturizarea noastră spirituală. De aceea să ignorăm tot ce ne-a poruncit El înseamnă să fim surzi la Cuvântul Lui și să ne îndreptăm în mod sigur spre moarte. În mod sigur spre moarte spirituală. Pentru că Dumnezeu își folosește Cuvântul ca să ne nască din nou. Ca să ne hrănească Sufletul ca să ne călăuzească, ca să ne învețe, ca să ne mustre, ca să ne echipeze, ca să ne arate care este misiunea noastră, ce așteaptă de la noi, să ne descopere rolul în lume. De aceea și Pavel spune în Coloseni, pe el îl propovăduim noi și sfătuim pe orice om și învățăm pe orice om cu toată înțelepciunea ca să-i înfățișăm pe toți oamenii desăvârșiți, maturi în Hristos Isus. Iată, pentru aceasta mă trudesc și mă lupt, după lucrarea lui care se manifestă prin mine cu putere. Să fim maturi, desăvârșiți în Hristos, înseamnă să avem o relație matură cu Hristos. Asta înseamnă că Hristos nu e preocupat doar de ce spunem, ci de ceea ce trăim. Nu ne întreabă despre audiența noastră. Cine întreabă de trăirea noastră și de creșterea noastră în urmarea lui, de modul în care înțelepciunea lui modelează tot mai mult gândirea noastră și trăirea, trăirea noastră. Și de aceea, în următoarele cinci săptămâni, pornind de la învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit, ne vom întoarce la învățătura lui adunat în cele cinci discursuri majore pe care le avem în Evanghelia după Matei, ca să conturăm profilul ucenicului sau ce așteaptă Iisus de la ucenicii lui. Și iată doar esența lor. Prima este predica de pe munte. Și am spus că ucenicul alege valorile împărăției cerurilor. Vă provoc să citiți predica de pe munte săptămâna viitoare, cu o întrebare în minte. De la începutul anului, când am început să studiem Evanghelia după Matei și până astăzi, a ajuns predica de pe munte, valorile împărăției cerurilor, să descrie mai mult gândirea mea, trăirea mea, s-a schimbat ceva în ascultarea mea de poruncile lui Hristos, pentru că ucenicul lui Iisus știe care sunt valorile împărăției cerurilor, le alege din inimă, alege să facă voia Tatălui care este în ceruri. Iată câteva domenii pe care Domnul Iisus le atinge în predica de pe munte. Și haideți să ne întrebăm dacă părerea Lui coincide cu părerea noastră, dacă se întâlnesc. Atunci când vorbim despre fericire, se întâlnesc părerile noastre? Atunci când vorbim despre influența pe care trebuie să o avem în mijlocul oamenilor, dacă suntem sare și lumină. Despre modul cum intrăm în împărăția cerurilor. Cum transformă cuvintele lui trăirea noastră? Pentru că Domnul Isus pune împreună cuvintele și uciderea. Pune împreună privirea unei femei și adulterul. Ne vorbește despre divorț, ne vorbește despre împlinirea promisiunilor, despre răzbunare, despre iubirea dușmanilor, despre milostene, rugăciune și post despre comorile inimii noastre, despre judecarea semenilor, despre ucenici falși în mijlocul ucenicilor autentici, despre singurul răspuns pe care el îl așteaptă în urma prostirii cuvintelor sale. Predica de pe munte, în mod repetat, îl auzim pe Domnul Iisus, dar eu vă spun, dar eu vă spun. Ei bine, la sfârșitul cărții ne spune, învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit eu, ajutându-i și pe alții să facă acest lucru. În Matei 10, vedem că ucenicul este trimisul lui Hristos în mijlocul lumii. Și noi suntem chemați să evaluăm modul în care noi suntem ambasadorii lui Sus în Cluj. Modul în care noi trăim ca trimiși a împăratului nostru și îl reprezentăm pe el în acest Oraș. Dacă voia lui descrie comportamentul nostru în mijlocul unei lumi care ne este ostilă, ne spune Domnul Isus, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Capitolul 13. Ucenicul aude cuvântul, îl înțelege și aduce rod. Și pildele împărăției evidențiază privilegiul ucenicilor de a cunoaște și de a înțelege tainele împărăției, de a crește în înțelegerea lor, de a le asculta, de a le lăsa să prindă rădăcini în noi ca să aducă rod. Ucenicul autentic crește, întotdeauna crește, la fel ca și o plantă vie. În Matei 18, Domnul Iisus ne aduce aminte că ucenicul îl urmează peste tot, în toate relațiile și în relațiile cu cei din biserică. Pentru că alege smerenia, veghează asupra inimii lui, vechează asupra fraților lui, îi prețuiește și ne ridicăm unii pe alții din păcat, pentru că ne iertăm din inimă. Ucenicul urmează modelul lui Isus în relații. Numai cel care a fost iertat de Isus, are puterea să-și ierte fratele. Ucenicia dai un drum de viață, de o viață, dar noi un drum pentru călăreți singuratici. nu un drum pe care trebuie să mergem singuri, avem frați. Și adevăratele relații de prietenie sunt cele care înseamnă și prietenie spirituală, în care spunem ce am învățat despre Dumnezeu, care sunt ispitele, dar care sunt și biruințele, care sunt bucurile și care sunt durerile. Și ne ajutăm, unii pe alții, pentru că ucenicia este și un aspect comunitar sau o relație și cu biserica lui Hristos. Și ne folosim, folosim cuvântul ca să ne ajutăm unii pe alții în urmarea lui Hristos. Cine sunt adevărații tăi prieteni în domeniul spiritual? Cei cu care mergi împreună spre împărăția cerurilor, căror atulești un adevărat tovarăș de drum, care îi ajuți să mai facă încă un pas. În capitolul 24 și 25, le vedem pe ucenic pregătindu-se pentru revenirea Domnului. Domnul Iisus ne cheamă să trăim prezentul în lumina viitorului, care este sigur. El va reveni, ne-a dat ceva de făcut și vrea să ne găsească împlinindu-ne responsabilitatea primită de la El, pentru că avem privirea ațintită spre revenirea Lui, spre împărăția cerurilor. Misiunea noastră e să ne ajutăm unii pe alții și pe orice om, să ne însușim o gândire biblică, o gândire creștină. Asta înseamnă să ne formăm un discernământ, o înțelepciune modelată de Dumnezeu, matură, o minte echipată și antrenată ca să deosebească binele de rău, să leagă din inimă adevărul și să-l urmeze. Hristos nu ne cheamă să repetăm mecanic 10.000 de porunci, 10.000 de slogane care n-au nicio valoare asupra vieții noastre, ci să întrupăm ceea ce El ne-a poruncit. Asta înseamnă să învățăm, să păzim tot ce ne-a poruncit El. Adică să ne uităm la noi înșine, să ne uităm la cei din jurul nostru, la lumea din jurul nostru, cu ochelarii Lui, cu gândirea Lui, din perspectiva, din perspectiva Lui. Și niciodată să nu ne dorim, niciodată să nu, ne, să nu visăm, că am putea alege ceva ce-i străin de El, departe de El. Că viața noastră ar putea fi împlinită atunci când îi întoarcem spatele. Asta înseamnă să ne învățăm unii pe alții, să păzim poruncile lui. Pentru că noi trăim cu promisiunea prezenței lui și trebuie să ne-o dorim în fiecare zi. Asta înseamnă să ne imaginăm pe noi și, și pe ceilalți lângă el, în ascultare de el. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Acest verset e unul din cele trei pasaje din Evanghelia după Matei, care prin expresii similare ne oferă aceeași promisiune a prezenței lui Hristos în mijlocul nostru. Prima a fost la nașterea lui. Dumnezeu este cu noi. Emmanuel. Dumnezeu este cu noi. Ca să-l mântuie pe poporul lui de păcatele sale. A doua este în capitolul 18, când este vorba de păcat în interiorul bisericii și biserica trebuie să facă o alegere, să ceară celui aflat în păcat, să facă o alegere. Și aici ne spune Domnul Iisus, eu sunt alături de voi, în lupta împotriva păcatului din biserică. Acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu, sunt și eu în mijlocul lor. Și el este alături de noi atunci când îi chemăm și pe alții să vină în mijlocul bisericii lui, să devină ucenici ai lui. Și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Și această promisiune, cred eu, e o încurajare uriașă. O, o încurajare uriașă. Pentru că el nu este doar cu mine, nu este doar cu tine, el este cu noi. Atunci când noi alegem să ne împlinim misiunea pe care ne-a încredințat-o, să facem ucenici, spunea și data trecută, așa cum e nevoie de o familie, de o familie extinsă, de o comunitate întreagă, ca să crească un copil în mod armonios. La fel este nevoie de o comunitate, ca un ucenic al lui Hristos, să crească într-un mod armonios, echipat și matur în Hristos. Pentru că nici unul din noi nu suntem Hristos. Niciunul nu-i putem oferi celălalt totul. Îi putem oferi doar o parte. Și mai împreună putem cunoaște dragostea lui Hristos. Când o vedem și în celălalt, și în celălalt, când împreună o adunăm, începem să îl înțelegem mai mult pe Hristos. Porunca e la plural. Faceți ucenici. E o misiune comunitară. Pentru că nu suntem chemați, nu putem face totul de unii singuri. Iată lucrul uimitor, care cred eu că ne-l descoperă marea trimitere. Dacă la începutul Bibliei, în geneza, ascult, asistăm la o discuție între persoanele Sfintei Treime, Tatăl Fiul și Duhul Sfânt, să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. În Matei 28, Biserica devine participant la această discuție, alături de Sfânta Treime când Isus ne spune, faceți ucenici. Asta înseamnă să faceți ucenici. Să contribuim alături de Sfânta Treime la înnoirea noastră, la înnoirea altora după chipul lui Dumnezeu, după asemănarea lui Dumnezeu. De aceea, cred că cea mai puternică motivație de a face ucenici nu e neapărat porunca în sine și atât, ci realitatea învierii lui Iisus Hristos din morți, realitatea prezenței lui cu noi în fiecare zi. Relația înnoită dintre noi și El. Dacă singurele persoane desăvârșite din acest univers, sunt a Treime, au decis să lărgească cercul și prin creație au invitat și alte persoane în această, aceste relații, în dragoste desăvârșită, în armonie, în unitate, pe care ei le trăiesc dintotdeauna. Și dacă creația e un gest de dragoste în care Dumnezeu ne cheamă în relație cu El, atunci și porunca de a face ucenici este mărturia unuia care a gustat acele relații. Cunoaște cele mai frumoase persoane din Univers, este în cea mai bună relație cu ele și are cel mai bun lucru pe care îl poate da celorlalți care n-au trăit încă așa ceva. De asta spun relația este cea mai puternică motivație pentru a face ucenic. Dacă suntem cu adevărat ucenicii lui, dacă am gustat ceva din relațiile care sunt în Sfânta Trime, avem cel mai bun lucru pe care lumea nu-l are și suntem chemați, suntem chemați să-l dăruim. Asta e motivația supremă, că nu există nimic mai bun, relații mai bune în acest univers. Asta nu înseamnă că vreunul din noi este perfect, nu, dar îl urmăm, pe cel care este perfect. Îl arătăm altora pe cel desăvârșit și îi chemăm să vină împreună cu noi, pentru că el este prezent în biserica sa, atunci când biserica își împlinește misiunea până la sfârșitul veacului. Și asta înseamnă că noi nu o să putem face ucenici singuri. Puterea e la El, de asta avem nevoie de prezența Lui, de la început și până la sfârșit. Iată încă o încurajare pentru noi. Dacă El a reușit să-i transforme pe niște păcătoși în apostoli, pe niște pescari în pescari de oameni, un colector de taxe în apostolul a cărei Evanghelie o citim, pe niște răzvrătiți și revoltați în ucenicii lui, înseamnă că o poate face cu fiecare dintre noi. Înseamnă că pe fiecare dintre noi ne poate face făcători de ucenici, pe oricare dintre noi. Și dacă l a întâlnit cu adevărat pe Iisus, înseamnă că ai cunoscut inima și zi de zi descoperi cât de diferită e de-a ta. De ce? Pentru că El ne trimite la oameni la care nu vrem să mergem. El iubește oameni pe care noi nu nici nu-i suportăm. Și ne cheamă și pe noi și pe ei să fim ucenicii lui. Dacă l-ai întâlnit cu adevărat pe Isus, știi cât de diferită este inima lui de inima noastră. Și te întorci la El pentru că îți dorești ca inima ta să fie ca inima lui. Să o noiască după chipul lui. Ne dorim ceea ce numai prin Harul Lui putem deveni. Numai dacă devenim și dacă rămânem ucenici a Lui. Adică vrem să fim și vrem să-i ajutăm pe alții să fie înnoiți după chipul Lui. Aș vrea să vă invit ca prin următoarea cântare să ne uităm la cine este El, cel mai mare dar pe care cerul putea să ne-l ofere. Cel mai mare dar pe care noi îl putem oferi celui de lângă noi. Haideți să ne închinăm împreună.